Bună seara, România, este ora 18, iată care sunt principalele subiecte. Prefectura Capitalei atacată în instanță, dispoziție emisă de primarul general pentru demolarea gardurilor din zona Unirii. Pierdem bani europeni pentru că marile companii de stat sunt conduse de oameni aleși pe criterii politice. Comisia Europeană tocmai a anunțat cu puțin timp în urmă blocarea unor tranșe din PNRR. Un izotop medical folosit în lupta împotriva cancerului ar putea fi produs în curând la centrala de la Cernavodă de nucleare electrică și o companie franceză. Iar Republica Moldova își alege duminică președintele. În același timp va fi organizat și un referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Prefectul Capitalei a contestat în instanță dispoziția de desființare a șantierului de la Unirii, emisă aseară de primarul general al Capitalei. Scandalul din jurul reabilitării planșeului s-a lăsat și cu un dosar penal după ce doi angajați ai primăriei sectorului 4 au fost răniți de un excavator. Colegul meu, Andrei Rotaru, vine chiar acum cu toate detaliile despre acest subiect. Andrei, bine te-am găsit. Ce spun oficialii? Te ascultăm. Bine te-am găsit, Andreea. Bun găsit tuturor. Ne aducem aminte că încă de noaptea trecută, prezent pe șantierul deschis în Parcul Unirii, prefectul Capitalei spunea că, în opinia sa, acea dispoziție de demolare în baza căreia primarul Nicușor Dan voia să desființeze acel întreg șantier ar fi ilegală. A anunțat așadar că a contestat, și citez aici, noaptea trecută, târziu, am încheiat citatul, această dispoziție în fața instanței de judecată și tot prefectul susținea că până în momentul în care se va ajunge la o decizie în ceea ce privește legalitatea acestui document, efectele sale sunt suspendate, așadar hotărârea conform prefectului nu ar produce efecte în momentul de față, dar trebuie să facem un pas în spate și să privim și anunțul pe care știm foarte bine că Daniel Băluță îl făcea la fel noaptea trecută, atunci când el spunea că a decis să își retragă angajații de pe șantier și să strângă cu totul șantierul respectiv în urma incidentului care a avut loc cu un buldo excavator, în urma căruia doi angajați au fost răniți. Nu făcea, în schimb, Daniel Băluță niciun fel de referire la dispoziția respectivă. Momentan nu am văzut nicio altă reacție, nici din partea lui Daniel Băluță și nici din partea lui Nicușor Dan, iată, după acest anunț al prefectului Capitalei. Vă vorbeam despre acel incident petrecut noaptea trecută. A fost deschis un dosar penal în urma acestui fapt, după ce un buldo excavator a lovit, așadar, doi angajați ai primăriei sectorului 4, spun anumite surse. Unul dintre aceștia ar fi chiar managerul proiectului de acolo. Dintre amândoi au ajuns la spital în urma acestui incident, acolo unde le-au fost făcute investigații. Surse medicale spun că nu au rămas internați în spital, ci doar au fost evaluați la momentul respectiv. Însă, vă vorbeam despre acest dosar penal, unul totuși pentru loviri și alte violențe, și asta după ce unul dintre angajații respective a decis totuși să depună plângere. Este important să menționăm că mai există un dosar deschis de această dată pentru distrugere, pentru că am văzut cu toții imaginile după ce acel buldo excavator să îi lovească pe cei doi angajați, a dărâmat un gard al șantierului respectiv. În momentul de față, cel care a condus excavatorul este cercetat în libertate. Bună seara! Șeful de șantier, da? Nu, sunt manager de proiect. Bună seara, din partea primarului. Vă această dispoziție de desființare. Dispoziție de desființare, domnule primar, da, general? Cea de-a doua încercare a primarului general de a desființa șantierul a apărut peste noapte în Parcul Unirii, a început la ora 19. Cu o dispoziție de demolare în mână, edilul a mers la șeful lucrării. Între timp, excavatoarele se pregăteau de intervenție. Opriți mașina!
Câteva minute mai târziu, în cealaltă parte a șantierului, un excavator al primăriei capitalei a lovit doi angajați ai primăriei sectorului 4. Unul dintre ei ar fi fost chiar managerul de proiect. A dat cu excavatorul peste el, de ce nu mă înțelegeți? A dat cu excavatorul peste el. Domnul Nicu Jordan, da? Unul s-a dat la o parte, a apucat să dea la o parte, da? Și ceilalți doi l-au lovit pe unul piept și l-au dat peste picior. Cei doi bărbați au fost transportați la spitalele Floreasca și Universitar. Surse medicale spun că amândoi au fost externați câteva ore mai târziu. Poliția Capitalei a deschis un dosar penal pentru distrugere și loviri și alte violențe. Doar unul dintre cei doi bărbați loviți a depus plângere. Cum scandalul a fost transmis în direct, susținătorii ambilor edile au ajuns și ei la fața locului. Unii dintre ei s-au încăierat cu jandarmii. Fără violență, vă rugăm frumos! Fără violență! Conform polițiștilor, până în momentul de față, nu a mai fost deschis niciun alt dosar penal în urma incidentelor de seara trecută. Însă povestea planșeului Unirii nu este deloc una nouă. Încă din anul 2004, expertiză încadra planșeul tot în starea tehnică 4, adică nesatisfăcătoare. Iar de-a lungul timpului, experții au folosit cu multă precauție în aceeași propoziție cuvintele prăbușire și planșeul Unirii. Noi am făcut prima expertiză. Povestea planșeului Unirii a început încă din anul 2017. În luna octombrie, o firmă specializată finaliza un raport detaliat de expertiză. Concluzia experților era clară. Structura se încadrează în clasa tehnică 4 și prezintă o stare tehnică nesatisfăcătoare. Gabriela Firea ocupa pe atunci fotoliul de primar. Întotdeauna încep cu lucrările cele mai grave. Nu era la acel moment planșeul prioritatea zero. Jurnaliștii Euronews au stat de vorbă cu Claudiu Comisu, expertul care a coborât atunci în subteran. Am încadrat în clasa tehnică 4, căruia se acordă un punctaj specific clasei respective, pentru că am găsit numeroase degradări la nivelul structurii de rezistență. Exista atunci riscul prăbușirii? Un potențial exista de prăbușire, de afectarea funcționalității. De altfel, expertiza întocmită în 2017 face referire și la o alta, mai veche, realizată în 2004. Pe atunci, planșeul fusese încadrat tot în clasa tehnică 4, nesatisfăcătoare. Pe 29 ianuarie 2018, Gabriela Firea a publicat pe Facebook prioritățile bugetare pentru Primăria Capitalei. Anunța un studiu de fezabilitate care avea să coste 88.000 de euro. Următoarea postare legată de planșeu avea să fie făcută abia în decembrie 2021. În luna martie anului 2022 a fost semnat protocolul de colaborare între Primăria Sectorului 4 și Primăria Municipiului București pentru reabilitarea, pe de o parte, a pasajului Unirii și, pe de altă parte, a planșeului Unirii. De altfel, în baza acestui document, ar fi trebuit să înceapă lucrările pentru stabilizarea planșeului. Tot în anul 2022, în luna noiembrie, a fost realizată încă o expertiză tehnică a planșeului, de această dată de Universitatea Tehnică de Construcții București. A fost încadrat tot în clasa tehnică 4, nesatisfăcătoare. A urmat discuții, alocări bugetare, studii și licitații, dar și semnări de contracte. În luna august a acestui an, expertul Mihai Predescu a coborât din nou în subteran. A ajuns la concluzia că situația s-a agravat. Recent a discutat cu jurnaliștii Euronews. În cazul cedării planșeului în zona intersecției cu pasajul subteran, acolo situația este foarte gravă. Aici, de aici, în zona aceasta, sunt numai probleme, să zicem, de cedări locale, ale plăcii. Poate să treacă o mașină, se rupe placa și în funcție de viteză, în funcție de câte persoane în mașină, se pot întâmpla de la accidente, să zicem, cu pagube doar materiale, până la accidente mai grave. Dincolo cam ce s-a întâmplat, dacă știți, la podul din Neamț, podul care s-a prăbușit. Ceva similar. De acolo și până la scandal nu a mai fost decât un pas. Primăria Sectorului 4 a cerut o autorizație de construcție emisă în regim de urgență. Primăria Generală a refuzat în mod repetat și s-a arătat dispusă să emită autorizația doar prin procedura obișnuită, care necesita aducerea unor avize. Pe planșeul Unirii nu a existat o expertiză care să spună că este pericol public. Da? Deci există o ierarhie. Există stare nesatisfăcătoare, stare critică, pericol public.
expertizele de la Planșeul Unirii au fost la stare nesatisfăcătoare, nici de acum la pericol public. După refuzurile primarului general, Daniel Băluță a căutat soluții. După o conferință de presă ținută în subteran, a mers la prefect. O ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență s-a sfârșit cu o hotărâre prin care prefectura îl silea pe Nicu Șordan să dea autorizația în procedură de urgență. Doar că, recunoștea chiar prefectul, Nicu Șordan nu suporta niciun fel de consecință dacă nu punea în aplicare hotărârea. Daniel Băluță a anunțat apoi că denunță protocolul de colaborare cu primăria, ca în final să anunțe că a găsit o soluție, a cerut autorizația de la primăria sectorului 3. Întreaga zonă nu aparține primăriei municipiului București, repet, nu aparține municipiului București. Aparține Ministerului Mediului prin Apele Române. Surse din guvern spun că situația ar urma să fie tranșată în instanță. Istoria de peste un secol ar putea fi dezvăluită în curând turiștilor din Constanța. Când vom putea admira din nou splendoarea cazinoului, aflăm imediat la știri. Un fost jucător profesionist de poker, medici, politicieni cu probleme în justiție, ori oameni cu ștate vechi, readuși în prim plan. Pe toți îi găsim pe listele partidelor pentru alegerile parlamentare. Sunt și personaje care nu se vor regăsi pe buletinele de vot din cauza problemelor cu legea. Sunt ultimele 48 de ore în care partidele mai pot înscrie candidați și acum se fac cele mai interesante mutări pe liste. Miza, locuri eligibile pentru un post de parlamentar în viitorul legislativ. Liderii PSD s-au reunit dimineața în ședință ca să voteze o dată în plus ceva ce în mare parte era deja prevăzut în statutul formațiunii. Principalul vot care s-a dat astăzi a fost acela obținut în unanimitate de a nu avea pe liste candidați care au probleme în justiție. Printr-o mișcare intuitivă, câțiva dintre candidații socialdemocrați s-au retras de pe liste cu câteva ore înainte de ședință. Printre ei și doi foști miniștri trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, și Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii. A fost o decizie personală care cred eu că este una înțeleaptă și, așa cum mă cunoașteți cu toții, cred că este un gest mai mult decât de onoare și de responsabilitate. În schimb, PSD a resuscitat figuri politice din vechea gardă, precum fostul premier Victor Ponta, care figurează primul pe lista din Dâmbovița pentru Camera Deputaților. Mai mult, socialdemocrații au reluat prietenia cu cei câțiva membri ai PUSL care au luptat împotriva lor la locale. Cristian Popescu Piedone va candida pentru un loc de senator pe listele PSD din Giurgiu. Cât privește prezența domnului Cristian Popescu Piedone, vă dați seama că nu a fost o decizie cu care eu să fiu fericită, pentru că domnia sa a luptat împotriva candidatului Partidului Social Democrat în București. Nu m-am opus pentru că am înțeles rațiunea și argumentul. În politică sunt și nebuloase sau sunt și umbre, sunt și culori care nu ne plac, griuri, marouri. Asta e situația. La PNL, deputatul Nelu Tătaru a fost scos de pe liste după ce a devenit suspect într-un dosar de luare de mită. Liberalii au întâmpinat dificultăți când au fost întrebați de ce, în urmă cu doar 4 luni la alegerile locale, au susținut în Iași candidați cu probleme penale mult mai mari, Mihai Chirica la primărie și Costel Alexe la Consiliul Județean. Statutul Partidului Național Liberal prevede că în cazul în care există o condamnare, acea persoană nu poate fi candidat din partea Partidului Național Liberal. Nu avem situații de acest gen. În cazul Nelu Tătaru a fost o decizie a colegilor noștri, pentru că la momentul respectiv așa au considerat colegii noștri că e nevoie de această decizie. Pe baza aceluiași raționament, liberalii au decis ca doi politicieni cu probleme în justiție să rămână pe liste la parlamentare. Sunt susținuți să candideze Andrei Baciu în București și Florin Câțu în Galați, ambii vizați de DNA în dosarul vaccinurilor anticovid. Pe liste își găsesc un loc eligibil și persoane considerate apropiate de președintele Klaus Iohannis. De pildă, consiliera prezidențială pe probleme de sănătate, Diana Păun, va ocupa prima poziție pentru Senat pe listele din Caraș-Severin. Ministrul Educației, Ligia Deca, va deschide lista la Senat în Vâlcea, iar Cristina Trăilă i-a luat locul lui Nelu Tătaru în Vaslui. Niciodată nu am avut vreo susținere expresă din partea unuia sau altuia. Eu cumva sunt legată de acest județ pentru că părinții mei sunt de acolo, cunosc bine organizația.
Liberalii aduc și personaje mai noi pe scena politică. Pentru un fotoliu de senator candidează din partea PNL și un fost jucător profesionist de poker, Marian Străchinescu, aflat pe prima poziție în Brăila. La USR, cap de listă sunt foștii primari care nu și-au reconfirmat mandatele în iunie, printre ei și Clotilde Armand, de la sectorul 1, care este inculpată pentru conflict de interese. Oamenii aceștia sunt nevinovați deocamdată și așa cum spune legea, până când nu există o sentință și noi am făcut mai mult de atât. Am spus că nu așteptăm o sentință definitivă și revocabilă, ci dorim ca în momentul în care există o sentință în primă instanță, dar trebuie să avem și părerea unui judecător, atunci vom face lucrul acesta. Oamenii cu notorietate și banii deschid listele Alianței pentru Unirea Românilor. Printre ei, oamenii de afaceri Gigi Becali și Mugur Mihăiescu. 17 octombrie este data limită pentru înscrierea candidaturilor pentru alegerile parlamentare, care au loc în 1 decembrie, între cele două tururi de scrutin ale prezidențialelor. Alegerile prezidențiale în Republica Moldova arată o țară încă departe de standardele Uniunii Europene în care dorește să se integreze și un pericol de întoarcere din nou cu fața către Moscova. Cei 11 candidați înscriși în cursă promit fiecare, după orientarea politică, o viață mai bună pentru moldoveni. Dar fiecare vine cu propria abordare. Actualul președinte Maia Sandu vede o singură cale, și anume aderarea la spațiul comunitar. Maia Sandu a explicat într-un interviu pentru postul spaniol Radio Românul că proiectele pe care are de gând să le pună în practică într-un nou mandat ar însemna stabilitate în țară și o viață mai liniștită din punct de vedere financiar. E vorba despre dezvoltare economică, despre stimularea investițiilor în economie așa încât să putem să creștem salariile, să putem să avem o economie mai puternică și să putem să creștem și pensiile. Tot ceea ce înseamnă condiții bune de viață și, bineînțeles, vrem să putem în continuare să trăim într-o țară liberă, să trăim într-o țară pașnică și pentru noi integrarea europeană este garanția cea mai puternică pentru a păstra pacea și pentru a putea să consolidăm democrația aici acasă. Președintele Republicii Moldova recunoaște că nu numai banii și bunăstarea sunt lucruri importante, ci și o țară în care valorile justiției sunt respectate. Pe domeniul reformei justiției și luptei împotriva corupției, lucrurile nu s-au întâmplat atât de repede și atât de bine pe cât ne-am fi dorit. Pentru că există foarte multă rezistență într-un sistem în care corupția a prins rădăcini adânci, dar și aici am pornit curățenia și o parte dintre judecătorii corupți au ieșit din sistem. Acum continuăm cu următoarea etapă a acestei reforme. Se face evaluarea și în rândul instituțiilor procuraturii. Republica Moldova are aproximativ 3 milioane de cetățeni, iar 11 lideri politici își doresc să îi conducă. Odată cu scrutinul din 20 octombrie se desfășoară un referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova ar urma să răspundă la întrebarea: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Noi suntem în plin proces de negocieri, inclusiv de asta este foarte important ca oamenii să meargă la referendum și să voteze la acest referendum, pentru că noi am pornit niște procese foarte importante aici pe calea integrării europene. Așadar, în numai câteva zile, Republica Moldova își alege președintele, în același timp fiind organizat și un referendum pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. Pentru cea mai înaltă funcție în stat sunt în cursă 11 candidați, dar analiștii consideră că numai 3 politicieni ar conta cu adevărat. Cele mai mari șanse, consideră analiștii politici, le-ar avea Maia Sandu, Alexander Stoianoglo și Renato Usatăi. Doi au și cetățenie română, iar unul și cea rusă. Maia Sandu, actualul șef al statului, este susținătoare ferventă a politicilor de integrare europeană și pare a fi favorita competiției electorale. De altfel, mulți lideri europeni au fost în ultima vreme la Chișinău tocmai pentru a o sprijini pe Maia Sandu, așa cum a făcut acum câteva zile șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Vreau să vă mulțumesc din nou pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat Republicii Moldova în toți acești ani. Vizita dumneavoastră are loc într-un moment crucial pentru țara noastră. Pentru noi, Uniunea Europeană nu este doar un partener economic important,
ci o adevărată familie a păcii și securității, iar noi lucrăm neobosit pentru a face parte din această familie. Un alt politician cu șanse importante de a ajunge președintele Republicii Moldova este Alexander Stoianoglo. Fost procuror general al țării, el este candidatul Partidului Socialiștilor, formațiune care vrea relații mai strânse cu Rusia și integrarea în structurile eurasiatice condusă de Moscova. Alexander Stoianoglo este cercetat penal în câteva dosare și se află în proces de judecată în altele, fiind acuzat de corupție și abuz de putere. Astăzi pornim din nou la drum spre cel mai dorit și cel mai de preț obiectiv pentru majoritatea absolută a poporului din Moldova. Instaurarea dreptății, victoria definitivă a adevărului asupra minciunii și violenței, triumful legii asupra dezmețului este ceea ce merită Moldova, este ceea ce vom realiza împreună în lupta noastră decisivă. Renato Usatăi, fost primar al municipiului Bălți, al doilea cel mai mare oraș din Republica Moldova, este candidatul formațiunii Partidul Nostru, înființat chiar de el. Renato Usatăi spune clar că își dorește concentrarea puterii în mâinile președintelui și reducerea rolului Parlamentului. Moldova merită mai mult. Moldova merită dreptate, ordine și siguranță. Oamenii din țara noastră sunt sigur că sunteți de acord cu mine că merită o viață mai bună. Cetățenii din țara noastră trebuie să fie și respectați și ascultați. În scrutinul din 20 octombrie va fi ales al 7-lea președinte de la desprinderea de fosta Uniune Sovietică, odată cu destrămarea acesteia în 1991. România pierde bani din PNRR pentru că nu a făcut reformă în ceea ce privește numirea consiliilor de administrație ale companiilor de stat, pentru că nu a făcut reformele promise în domeniul transporturilor, dar pentru că nu a reformat regimul fiscal al micro-întreprinderilor, iar anunțul oficial a venit în urmă cu puțin timp. Discutăm despre acest subiect cu ministrul investițiilor și proiectelor europene, Adrian Câciu. Bună seara și mulțumim că sunteți alături de noi! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Așadar, domnule ministru, Comisia Europeană, acum întrebarea care stă pe buzele tuturor, cât suspendă Comisia Europeană din această tranșă din PNRR? Pare bine că ați modificat dumneavoastră, ați corectat. Deci România nu pierde bani, ci are o plată parțială. Are o plată parțială pe cea de plată numărul 3, așa cum am și anunțat deja de o săptămână. De fapt, am anunțat că de mai multă vreme că suntem în discuții cu Comisia Europeană și este posibil să avem o plată parțială. Am anunțat că astăzi va veni și comunicarea oficială de la Comisie din totalul jalonelor și țintelor pe care le-am avut în cea de plată numărul 3, respectiv 74 de jaloane și ținte. Un număr de 6 jaloane și ținte sunt considerate neîndeplinite. Dacă vreți, din perspectiva reformelor, 37 de reforme am avut în cele de plată numărul 3 și 34 sunt considerate îndeplinite, 3 urmând să mai fie discutate, pentru că mai avem măsuri de luat, așa cum Comisia ne spune. Și este vorba de reforma pe partea de micro-întreprinderi, pe reforma fiscală, parte din reforma fiscală. Este vorba de această reformă a guvernanței corporative pe partea de ABPIP, agenția care se ocupă de coordonarea tuturor companiilor de stat, precum și reforma pe guvernanța în domeniul energiei, pe companiile de stat din energie. Acum toate informațiile care sunt vehiculate în presă spun următoarea chestiune și anume că se suspendă 1,1 miliarde de euro. Este aceasta suma sau suntem pe aproape de adevăr? Nu am această sumă, nu lucrez pe surse, o să avem de la Comisia Europeană un assessment pe ceea ce ar fi o plată parțială. Pe de o parte, ceea ce primim efectiv în conturi, noi am primit deja din această cerere de plată 649 de milioane de euro, au rămas 2 miliarde de euro ca valoare netă. Vedem în assessmentul Comisiei pe plata ceea ce ni se plătește, plata parțială care va veni în decizia Comisiei probabil că într-o lună de zile și evident pe partea de propunere de suspendare a unor sume, vom avea la fel o lună de zile să facem observații și să se stabilească suma finală, care se suspendă. Dar după această suspendare avem la dispoziție 6 luni
pentru îndeplinirea celor jalonici ținte. Acum, domnule ministru, specialiștii spun... Dar trebuie să înțelegeți un lucru și aș vrea totuși să răspundă și cei care sunt totuși în zona aceasta de suferință, că noi ca țară suferim că nu luăm toți banii în acest moment. Jaloanele respective sunt Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor, Secretarul General al Guvernului, deci trebuie să ne uităm un pic și în zona aceasta, unde se pot da probabil mai multe detalii, dacă este cazul, de la cei de la ministrii de resort. Spuneam, domnule ministru, că opinia specialiștilor din piață este următoarea, că vom avea deficite mai mari de acoperit pe termen lung și că ne vom putea lua adio de la banii din infrastructură, coeziune, de altfel sume necesare pentru modernizarea școlilor, construirea grădinițelor sau a spitalelor. Cum le răspundeți? Păi nu, cred că, în primul rând, nu spun asta. Din ce am înțeles, unii analiști spun că după 2027 vor fi mai puțini bani alocați României pe fonduri europene, pe partea de coeziune pentru investiții în infrastructură. După 2027 înseamnă noua politică de coeziune. În acest moment când discutăm, noi negociem cu Comisia o anvelopă care să fie satisfăcătoare și nu numai noi din partea guvernamentală, dar sunt și europarlamentarii români, sunt și europarlamentarii altor state care susțin în continuare politică de coeziune puternică, inclusivă și care să continue să elimine sau să diminueze disparitățile regionale. O finanțare optimă a acestei politici și după 2027. Deci nu sunt de acord deloc cu ceea ce spun unii analiști, pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce privește deficitul României, acesta este construit pe investiții. Avem vârfuri de investiții în 2024, 2025 și 2026. Sunt pe de o parte investițiile din PNRR, dar sunt și cele pe care le-am început din Fondul Național și din noua politică de coeziune 2021-2027. La acest moment sunt în lucru proiecte de peste 25 de miliarde de euro numai din politica de coeziune 2021-2027. Evident că acestea produc cheltuieli. Metroul de la Cluj, domnule ministru, va fi scos din PNRR, iar contravaloarea totală de, sper să nu mă înșel, 300 de milioane de euro va fi mutată pe altă investiție. Despre ce investiție vorbim? Urmează să avem o propunere de la Ministerul Transportului cu privire la o investiție care are deja cheltuieli efectuate. Omiterea, ca să nu folosim acest cuvânt. Dar metroul de la Cluj va continua să aibă o finanțare din obligațiuni verzi, deci contractul de finanțare între Ministerul Transportului și metroul de la Cluj și Primăria Cluj va continua. Omiterea acestei oportunități de finanțare, domnule ministru, este un rezultat al birocrației românești sau cum vă explicați dumneavoastră? Adică, în ce sens? Faptul că noi am ratat această țintă, în fond. Aici nu este o chestiune de ratare. E, în primul rând, o chestiune care ține de aplicabilitatea legislației sau directivei achizițiilor publice, care trebuie respectată în totalitate, chiar și în ceea ce privește investițiile din PNRR. Da, mulțumim pentru toate aceste precizări, Adrian Câciu, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Continuăm știrile. În alt registru, migrația ilegală în Europa a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut, anunță astăzi Frontex, agenția pentru poliția de frontieră. Dacă ne uităm la cifrele absolute, oficialii europeni se pot bucura pentru că măsurile anti-migrație parcă au dat roade. Sunt însă și rute unde migrația ilegală a crescut și de trei ori, cum este granița de est a continentului, mai exact Polonia, acolo unde se înregistrează creșteri de aproape 200%. Colega mea Maria Moiș ne interpretează chiar acum harta Frontex. Bun găsit! Față de anul trecut, când în Europa au intrat peste 300.000 de migranți, fenomenul anul acesta a scăzut cu 42%, spune oficial Frontex. Vă invit să ne uităm împreună pe această hartă. Scăderea apare datorită reducerii fluxurilor pe cele două rute care erau cele mai tranzitate anul trecut, respectiv Central-Mediterana și Balcanii de Vest. Vedeți în Balcanii de Vest că au fost înregistrați aproximativ 17.000 de refugiați, iar anul trecut să știți că erau undeva în jur de 100.000. Dar puțin atenție, pentru că pe ruta care interesează România din perspectiva aderării la Schengen se înregistrează mici creșteri de 15%. Vorbim despre această rută unde apare și traseul care trece pe la granița Bulgariei cu Turcia. Mergem și mai departe și ne uităm puțin la problemele care sunt în acest moment pe continent
în partea de est, la granița cu Polonia. Vedem că în acest punct se înregistrează o creștere cu aproape 200%. Sunt peste 13.000 de migranți înregistrați anul trecut. Anul acesta, iar anul trecut, erau în jur de 4.000. Dar acolo situația este mult mai fierbinte. Premierul polonez Donald Tusk chiar cere suspendarea dreptului de azil și spune că Rusia și Belarus se folosesc de acest drept pentru a împinge migrația ilegală spre Europa, pentru a destabiliza în cele din urmă Uniunea. Este un gest extrem pe care îl face unul dintre premierii pro-europeni declarați și rămâne de văzut ce reacție va avea Comisia Europeană la această cerere fără precedent. Așadar, ca o mică concluzie, chiar dacă migrația scade după ani de zile la porțile Uniunii, problemele nu s-au încheiat. Maria, mulțumim! Mașinile de mâine sunt prezentate astăzi în capitala Franței și printre noutățile salonului de la Paris. Detaliem și noi subiectul imediat la știri. Și am revenit la știri, haideți să urmărim împreună principalele subiecte ale acestei ore. Reabilitarea planșeului Unirii se mută în instanță. Comisia Europeană tocmai a anunțat că România pierde sume importante din plata 3A PNRR și nu în ultimul rând, în Republica Moldova sunt duminică alegeri, moldovenii și aleg un nou președinte, dar va fi și un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. Cazinoul din Constanța ar putea fi redeschis peste o lună, iar vizitatorii îl vor putea admira în toată splendoarea atât la interior cât și la exterior. După ani întregi de întârzieri și amânări, lucrările se desfășoară în sfârșit într-un ritm accelerat, susțin autoritățile. Colega mea Diana Sobaru are mai multe informații. Arată spectaculos cazinoul din Constanța. Lucrările sunt pe ultima sută de metri. Asta se vede cu ochiul liber. Muncitorii sunt pe acoperiș în acest moment și lucrează intens la una dintre părțile laterale ale cazinoului, cea dinspre portul Tomis. Se lucrează la fel de intens și în interior. Sunt puse la punct practic ultimele detalii, pentru că ultimul termen înaintat de constructori este 15 noiembrie. Aceasta ar urma să fie data când simbolul Constanței va fi redat publicului, iată, după ani de zile de întârzieri. Au început în anul 2020 lucrările la cazinoul din Constanța și ar fi trebuit să se încheie după aproximativ 2 ani, însă iată că suntem deja în al patrulea an de lucrări. Spun constructorii că au întâmpinat foarte multe probleme și au avut mai mult de muncă decât expertiza inițială. Problemele cele mai mari au fost la structura de rezistență a cazinoului, era extrem de degradată, dar și partea dinspre mare la fel avea foarte multe probleme și de aceea a fost nevoie de un timp mai mare pentru aceste lucrări. S-a lucrat foarte mult și la elementele decorative care au fost refăcute, practic, ca să arate la fel ca cele care au fost în cazino acum 100 de ani. Am intrat de-a lungul anilor în interior, am văzut cum decurg lucrările și pot să vă spun că surpriza va fi imensă pentru cei care vor ajunge să viziteze cazinoul, iată, dacă constructorii vor respecta acest ultim termen, data de 15 noiembrie. În interior au fost păstrate zidurile din piatră originale, dar și celebrele grinzi construite de Angel Saligny, care, iată,
au fost găsite aproape intacte și spun constructorii că după ce au fost vopsite vor mai rezista încă cel puțin 100 de ani. Așteptăm așadar cu nerăbdare să vedem cazinoul terminat. Dacă acest termen va fi respectat, rămâne de văzut. Totuși, toată lumea este nerăbdătoare pentru acest moment, așa că va fi într-adevăr spectaculos. Schimbările climatice și-au spus cuvântul anul acesta în România. De la fenomene extreme, secetă și inundații, românii au simțit pe pielea lor efectele devastatoare. Am experimentat și cea mai călduroasă vară din istorie, iar experții avertizează că toate aceste fenomene vor deveni ceva obișnuit în anii următori. Suntem în Delta Neajlovului, un loc care în mod normal adăpostește aproximativ 200 de specii de pești, mamifere sau păsări. În această vară, asta a mai rămas din ea. Deșert. În sute de localități din România, oamenii au primit apa cu porția. În comuna Moșteni, cei care și-au construit puțuri au reușit să facă față situației. Constantin Elena este pensionară și are 80 de ani. S-a bucurat că a reușit să își întrețină grădina. Le forăm din nou și să ajungem la a doua apă friatică. Adică la prima nu mai era apă. Avem și niște probleme uriașe în ceea ce privește managementul hidrologic. Cu alte cuvinte, în anii viitori, seceta, fenomenul se va intensifica, vom avea din ce în ce mai multă presiune pe corpurile de apă. De cealaltă parte, inundațiile au făcut ravagii în mai multe regiuni din țară. Cele mai grav afectate județe au fost Galați și Vaslui. 7 oameni și-au pierdut viața și mii de oameni au rămas fără gospodării. Dacă nu se fac diguri de acumulare în câmp, baraje în câmp, ca să prevenim această situație și să-i dăm părăului atât cât poate să ducă, nu vom rezolva problema. Inundațiile de anul acesta din sud-estul României, ele sunt legate din punct de vedere, să spunem, științific al studiilor de schimbările climatice. Crește riscul de inundații pe măsură ce temperatura medie globală continuă să crească și trendul acesta se păstrează. România a fost luată pe nepregătite de inundațiile din acest an, însă ne putem aștepta la aceleași fenomene și anul viitor. Putem să ne adaptăm. Tocmai din acest motiv am adoptat o strategie națională legată de adaptarea la schimbări climatice, lucru despre care cred eu că o să discutăm cel mai des și în anul 2025, apa. Asta pentru că agricultura este cel mai dependent sector de schimbările climatice, cel mai dependent de secetă și de caniculă. Dacă acum 5 ani acest porumb n-aș fi fost mulțumit de el, pentru că era considerat mic pentru o cultură irigată, astăzi iată că avem porumb care arată așa. Pe aceste suprafețe, acum 10 ani de zile, vorbeam despre 15-18 tone la hectar producție marf, deci vândută, încasat. Astăzi, dacă realizez 8 tone, sunt mulțumit. 20-30% din nerealizări se datorează exclusiv condițiilor climatice. România trebuie să atingă ținta de zero emisii până în 2050. Asta dacă vrem ca procesul schimbărilor climatice să poată să fie reversibil. Cei mai importanți actori din sfera protecției mediului dezbat în capitale cele mai bune soluții în lupta cu schimbările climatice. Modele de bune practici vin în special din domeniul organizațiilor non-guvernamentale și din domeniul privat, lucru pe care de altfel a remarcat și președinta Comisiei Europene. Ea a deschis oficial summitul de la București în absența liderilor politici români. În discursul său de deschidere, Ursula von der Leyen s-a adresat șefilor statului și guvernului României și a lăudat inclusiv inițiative non-guvernamentale din țara noastră care se luptă cu schimbările climatice. Însă niciunul dintre decidenți nu a participat la cel mai mare summit despre schimbări climatice din Europa Centrală și de Est, care are loc în București. In the coming years, your region is set to grow faster than the G7 average. This development is powered by investments in clean industries and sustainable technologies. In the first 100 days of my second term, I will launch a clean industrial deal. This initiative will channel investments into clean infrastructure, create good jobs, and ensure clean energy is affordable and accessible to everyone. E nevoie să stăm la aceeași masă, să înțelegem care sunt provocările fiecărui stakeholder și care sunt soluțiile pe care putem să le construim împreună. Noi
sperăm ca sustenabilitatea să devină de fapt normalitate. Polin este unul dintre antreprenorii pe care i-am întâlnit la summit. Organizația ei reciclează săpunurile din hoteluri și le donează celor care au nevoie de ele. 50 million soap are thrown away each year by hotels and yet 3 million people cannot afford basic hygiene products. So that's why our idea was to give a second life to soaps. We have a triple impact: environmental, social and humanitarian. Because the first one, we are reducing waste from hotels. Social, because we are working with people with disabilities for the recycling of our soaps. And humanitarian, because our final mission is to provide access to hygiene for the underprivileged. Pentru multe firme, sustenabilitatea nu este un moft, ci o necesitate. Focusul principal este pe soluții de finanțare sustenabilă, atât pentru persoane fizice, cât și persoane juridice, IMM-uri, clienți mari. Suntem alături de tranziția verde a clienților noștri. Prin Planul Verde European, toate statele membre trebuie să reducă emisiile de carbon cu 55% până în 2030, asta pentru a atinge ținta de zero emisii în 2050. Nuclear Electrica și compania franceză Framatome sunt mai aproape de producerea unui izotop medical folosit în lupta împotriva cancerului. Nuclear Electrica a făcut publice primele concluzii ale studiului realizat pentru producerea de lutețiu 177 utilizat în mai multe tratamente împotriva bolilor oncologice, iar rezultatele sunt încurajatoare. Izotopul, care poate distruge celulele canceroase fără să le afecteze pe cele sănătoase, va fi produs în unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă, iar vânzarea lui în scopuri medicale ar urma să înceapă în anul 2028. Continuă conflictul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Ce acțiune a demarat deja fenianul, aflăm și noi imediat la știri. Riposta Israelului împotriva Iranului va viza baze militare, nu instalații petroliere sau nucleare, așa cum se sugera, susține Washington Post, care citează o declarație a lui Benjamin Netanyahu într-o convorbire telefonică cu Joe Biden. Anunțul este văzut la Washington drept un semn de reținere după îngrijorarea că o lovitură israeliană asupra resurselor critice din Iran și-ar putea declanșa un război mai amplu în regiune. În 1 octombrie, Iranul a lansat aproape 200 de rachete balistice asupra Israelului. Armata Tel Avivului a precizat atunci că majoritatea au fost interceptate și că doar câteva au lovit centrul și sudul țării. Recent, Statele Unite au trimis în Israel un sistem de apărare TAD pentru a consolida securitatea țării. Mark Rutte îi transmite un mesaj lui Vladimir Putin în prima lui vizită la o bază militară NATO din Germania. Alianța nu se va lăsa intimidată de amenințările Rusiei. Citez, mesajul este că vom continua, vom face ceea ce este necesar pentru a ne asigura că nu va obține ceea ce dorește, că Ucraina va învinge. Șeful NATO a mers în prima sa vizită în calitate de secretar general NATO la baza americană Wiesbaden, în Germania, unde aliații pregătesc o nouă misiune. De aici vor prelua treptat coordonarea ajutorului militar occidental pentru Kiev. Noua misiune pentru asistență și instruire în domeniul securității pentru Ucraina va găzdui 700 de militari din peste 10 state membre și aliate, inclusiv din România. Vedetele incontestabile ale salonului auto de la Paris sunt mașinile electrice. Acum experții spun că expoziția din acest an confirmă angajamentul industriei auto de a deveni complet electrică până în 2035. Constructorii auto francezi au avut o prezență puternică, iar Renault a prezentat modelul său Ford E-Tech Electric în încercarea de a aduce mașinile electrice pe piața principală din Europa. Obiectivul producătorilor este acela de a inversa o tendință de diminuare a vânzărilor, care a început anul trecut, când mai multe guverne din Europa au redus stimulentele acordate celor care renunță la automobilele cu motoare pe combustie în favoarea celor electrice. European elections not so long ago, US elections in 2-3 weeks, and I think it's important to speak up a bit on some issues such as the, you know, direction towards 2035, you know, full electric
vehicles. La standul Dacia este expus Bigster, noul SUV hibrid care are 155 de cai putere. Alături de această premieră mondială, Dacia a expus și cunoscutul vehicul de competiție, Sandrider. La fel ca producătorii francezi, gigantul auto german BMW a investit masiv în tehnologia vehiculelor electrice. Vedetele de anul acesta au fost noul sedan electric și două mașini electrice Mini John Cooper Works. This motor show, you look around car showrooms, they are packed full of electric cars with the latest technology that will work for a lot of car buyers. Noutăți au venit și de la Audi, care a prezentat noul Q6 Sportback e-tron electric, ce are o autonomie de până la 625 de kilometri, iar Skoda a expus în premieră noul SUV electric Elroq. În afară de producătorii auto, europeni au fost prezenți și reprezentanții industriei din Asia și America. Spre exemplu, producătorul sud-corean Kia a revenit la salonul auto de la Paris și a anunțat noul SUV electric EV3, iar gigantul american Tesla, deținut de Elon Musk, a expus noul Cybertruck. Președintele Emmanuel Macron a fost prezent la eveniment alături de alte vedete din Franța. Liderul de la Élysée încurajează industria auto și chiar s-a urcat în mai multe mașini. Șoferii care vor să facă o nouă achiziție alături de pasionații de mașini sunt așteptați să testeze noile modele expuse la Paris până pe 20 octombrie. Armata Fenianului a distrus mai multe secțiuni de drum care fac legătura cu Coreea de Sud pe care le-a aruncat în aer, a anunțat Seulul. Ca răspuns, forțele sudcoreene au tras focuri de armă pe propriul teritoriu încă de săptămâna trecută. Nordul a anunțat că va tăia definitiv legăturile rutiere și feroviare dintre cele două țări. Mai mult, Fenianul vrea să construiască structuri defensive puternice de-a lungul graniței. Tensiunile dintre cele două state au crescut de la începutul anului, când liderul nord-corean Kim Jong-un a ordonat dizolvarea tuturor instituțiilor responsabile de relațiile cu Seulul și proiectele privind reunificarea Coreei. Echipa națională a efectuat aseară antrenamentul oficial premergător meciului cu Lituania. În premieră, tricolorii vor juca la Kaunas în echipamentul albastru de deplasare. Pentru meciul din Lituania, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl lase în afara lotului pe fundașul Rapidului Alexandru Pașcanu. România are maximum de puncte după 3 meciuri, iar în partida tură a învins Lituania cu 3-1 la București. FIFA a fost dată în judecată de reprezentanții mai multor ligi europene. Șefii din La Liga, Premier League sau din campionatul Belgiei îi reproșează președintelui FIFA, Gianni Infantino, calendarul tot mai aglomerat, mai ales în condițiile în care mai mulți jucători importanți au suferit accidentări grave în ultima perioadă. Este și cazul mijlocașului de la Manchester City, spaniolul Rodri, cel care și-a exprimat nemulțumirea chiar înainte de a se accidenta. În preliminariile din America de Sud pentru campionatul mondial, Argentina întâlnește Bolivia la Buenos Aires. Din lotul campioanei mondiale nu lipsesc vedetele Leo Messi, Lautaro Martinez sau Julian Alvarez. Argentinienii sunt lideri în grupă cu 19 puncte din 9 meciuri. Tot în această noapte, Brazilia întâlnește pe teren propriu Peru. Brazilienii sunt momentan doar pe locul 4 cu 13 puncte acumulate. Punem punctul jurnalului, dar noi ne revedem și de la fix cu mai multe știri și informații. Pe curând!